După ce la mijlocul săptămânii trecute pierdeau în fața grupării CSO filiași, jucătorii de la viitorul Șimian nu au avut timp de respiro și au trecut din nou la joc, dar de data asta au ieșit pe plus. Sâmbătă pe stadionul Ion Floricică din Șimian au învins liderul din Liga a patra Gorj, CSO Turceni. A fost o victorie scurtă cu 1-0 grație golului marcat în minutul 16 de atacantul Claudiu Ghigilicea. Nou promovată din Șimian a ajuns astfel la două victorii obținute în perioada de pregătire din intersezon. Cur viitorul și va juca la Jiul Rovinari, iar Sâmbătă va disputa returul cu CSU Turceni.